Pugilistul Adrian Popuția, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău, revine acasă cu medalia de bronz după ce, ieri seară, a fost nevoit să se recunoască învins din cauza unei accidentări în fața lui Cezar Juratoni de la Clubul Sportiv Dinamo București. Adrian Popuția, cel mai titrat boxer al județului Sălaj din ultimii ani, a plecat cu gânduri mari la finala campionatului național de box pentru seniori, competiție ce a debutat marți la Piatra Neamț. Plin de optimism, după ce a câștigat în acest an Cupa României la categoria de greutate plus 91 kg, elevul antrenorului Ioan Dragoș a ajuns în urbea de sub pietricica accidentată după ce, cu o săptămână înaintea startului campionatelor naționale, și-a spart arcada în timpul unui meci de box disputat în cadrul Cupei Municipiului Zalău. Deși accidentat, Adrian Popuția nu a întâmpinat mari probleme la primul duel disputat în ringul amplasat în sala polivalentă din Piatra Neamț și s-a impus înainte de limită după doar o repriză și jumătate în fața lui Rafael Bucura de la Chimia Râmnicu-Vâlcea. Cu medalia de bronz asigurată și o victorie fără emoții în meciul de debut la ediția din acest an a naționalelor, Adrian Popuția a urcat ieri seară în ring cu gândul doar la finala de sâmbătă. După prima repriză, Cezar Juratoni avea avantaj, dar acest lucru nu l-a descurajat pe elevul maestrului Ioan Dragoș. Adrian a început repriza a doua hotărât să recupereze avansul luat de boxerul dinamovist și a ieșit mai mult la luptă încercând să aplice lovitura decisivă pentru a încheia și al doilea său meci înainte de limită. Experiența internațională a lui Cezar Juratoni și-a spus însă cuvântul. Dinamovistul a observat cusătura recentă de la arcada sportivului zălăuan și a reușit să-i aplice o lovitură de dreapta direct la arcadă. Cusătura s-a deschis și medicul de concurs a oprit meciul, iar arbitrii l-au declarat învingător pe Cezar Juratoni. M-a așteptat să fie un meci mai dificil, mai combativ. Juratoni Cezar, meciul din semifinală, a început o primă repriză în care m-a amenajat destul de mult arcada, care o să zici cu siguranță o câștigat-o el, după care la repriza a doua am început să ies la bătaie, să recuperez ceea ce am pierdut, l-am pus în dificultate, era vorba noastră, boxerul era pălcâie, aproape și o contra de dreapta mi-a deschis toată vechea, nu foarte veche, de 10 zile cicatrice, s-a rupt tot la arcadă, medicul m-a oprit, m-a lăsat să continui și am fost dus la spital unde mi s-a băgat iară fire și mi s-a recomandat o pauză. Îmi pare rău, normal, pentru nu am reușit o medalie, chiar dacă ziceam că datorită accidentării ar fi greu să mai și înțeam că pot. Accidentarea asta pot să zic că am pierdut titlul de campion, atâta ani de muncă, cel puțin ultimele luni, două antrenamente pe zi, slăbire tot, s-a dus tot, nu ne mai încântă acum bronz, argint, că avem ni plin de astfel de medalii, dar sperăm să mai avem șansa și să aducem o dată titlul să e campion la Zalău. E senior, cupa e altă treabă și la cupă suntem aceia sportivi, dar acolo eu mai norocos, nu ca și la campionat. În ciuda eșecului suferit, Adrian Popuția se întoarce acasă cu medalia de bronz a 10-a din carieră la categoria de vârstă seniori, rezultat care însă îi lasă sportivului un gust amar, dar îi dă în același timp putere de a merge mai departe pentru a cuceri la ediția viitoare medalia de aur, singura care lipsește din vitrina cu trofee sportivului sălăjan de când boxează la categoria de vârstă seniori.